Salutare toată lumea și bine ați venit la un episod din seria noastră de Clubul Minerilor. Suntem aici alături de X-Lader. Salutare! Iar astăzi o să facem ceva foarte special, însă înainte de toate vrem să alegem abonatul episodului. Hai Marius, ești pregătit? Hai să mergem repede, să-l postăm pe perete. Abonatul din episodul de astăzi este Daniels YT. Felicitări! Felicitări! Bine mă, Daniele, mi-a lăsat comentariu la toate videoclipurile aproape, inclusiv la ultimul episod de CSGO. O să apară comentariile alea. Care comentarii? Care spun așa: eu am dat like la două episoade și nu sunt pe perete, sunt îngrijorat. Ai fost așa comentarii? Non-stop. Ok, Marius, asta e destul de nașpa. Și la Rafael am văzut comentarii că vrea vorba pe perete. Ok. Da, mă rog. Asta nu contează, Marius. Hai repede să ne apucăm de proiectul pe care îl avem. Vreau să vă zicem că am făcut aici foarte multe oi. De fapt, Marius s-a ocupat de chestia asta. A făcut o grămadă. Deci am mai și omorât o grămadă. Am mai și omorât o grămadă pentru că eu aveam puțin lag în momentul în care filmam. Aveau o râșniță de calculator, Max. Am o râșniță de calculator și trebuia să le omor pe multe dintre ele. Însă avem aici destul de multe chestii. Avem multă lână pe care o să o folosim pentru proiectul de astăzi și avem foarte multe oi. Tu moi, mă. Ok, hai Marius, vreau să facem proiectul. Ok. O să mă omor din ele, mai ales pe astea care sunt afară. Nu înțeleg pe ce aici. Hai să facem proiectul săptămânii. Începem un nou proiect ca de începutul săptămânii. Ok. Marius a vrut să avem și oi negre. A vrut să facem rost de astea neagră, să facem acoperiș. Și să i-am zis că mai bine facem rost de culoare neagră de la squiduri. Deci, da, hai să facem proiectul, Marius. Vreau să le zici oamenilor ce proiect este. Facem un spital în Minecraft. Și am și idee. Unde să-l facem? Uite, facem aici un spital în Minecraft, vrem să avem un spital, le-am gândit noi, bă. Prin aici, să arăt unde-l facem. Noi mergem prin o grămadă de aventuri, am putea spune, ne lovim atât de rău, însă n-avem unde să ne vindecăm, așa că o să facem astăzi un spital în Minecraft. Aici vreau să-l facem. Aici? Da, pentru că e foarte frumos. Nu prea e spațiu aici, nu știu ce zic. Îi facem cu lopata, luăm asta. Ok, hai să luăm asta cu lopata. Când am lopata. Tu te ia-ți o lopată. Facem scări aici, scărea nu și fata, gata. Ok, atunci facem așa, Marius, să sperăm. Al loc nu găsești, e și mișto locul ăla acolo. A dreptate aici, se vede frumos de aici. Ok, pe atunci facem aici, Marius, nu sunt niciun fel de griji. Vin cu lopata acum, efficiency 3. Așa. Păi cât de mult vrei să nivelăm aici? Încă un strat după? Cred că da, până să facem mult plan. Oulă, păi vrei să stăm 10 minute să minăm asta? Ok, o să stăm atunci 10 minute să minăm asta. Ideea e că episod în care căutăm diamante, Max, și stăm 30 de minute. Păi da, mă, dar măcar lumea e foarte interesată de episod ca să vadă. Da, greu e să spargi nisip, mă. Iată ce greu e. Pe ce lopată ai? Efficiency 3. Iată ce greu e, Max. Păi am efficiency 2. Ia uite ce greu e, Max. A, pe la mine nu e așa, mă, că am efficiency. Știu ce greu e de spart, mamă. Păi nu contează. Ia uite ce greu e, Max. La mine e mai greu, mă, că am efficiency 2. Tu ai efficiency 3. Ia uite. Gata, Max. Ok, mi s-a dus lopata. Atâta zic eu. S-a terminat, Max. Atâta zic eu. Și te plâns așa jumătate de oră, că stai 10 minute. Păi cream că vrei până la infinit. Și acolo vrei. Păi cât spitalul vrei să faci, Marius? Oh my god, s-a dus lopata, vanish. Mi-a părut nisip în locul ei. Mie mi-a părut nisip în locul ei. Ok, zi, mai facem ceva? Nu știu, nu cred. Ia bucățile astea de aici, că trebuie mai să mai nivelăm pe aici, să mai fie mai frumos. Ar mai trebui, însă nu prea mai avem ce, pentru că trebuie să ne apucăm de spital. Și vreau să-mi zici cum vrei să arate spitalul nostru în Minecraft. Ori facem un bloc de la mare, ori facem unul micuț. Nu știu cine va lua blocurile de pe aici, însă e destul de fraier tipul care a făcut asta. Care blocul? Blocurile de aici. Nu știu, Max. Poate le-ai luat chiar tu. Mai devreme erau puse, dar nu mai comentez, Marius. Unde erau, mă, puse, că erau luate? Aici? Da. Nu erau. Era așa frumos să poți urca. Ok, oricum o să facem și scări ca să ajungem până la spital. Hai, Marius, zi ce facem aici sus, ce construim. Ok, hai să începem. A, mă, că nu facem atât de mare spitalul, oricum. Da, vreau să arate frumos. O să ne pun după de asta, eu vreau acum să începem spitalul, după aia ar te plângi că stăm mai o oră. Doar nu vrei să-l terminăm la tine în episod și la mine să facem interiorul. Păi aia vreau. Oh my god. Glumești sau?
Păi ce vrei, Marius? E o glumă bună asta. Asta aș vrea, sincer, că vreau să vadă abonații mei. Și la mine vrei să vadă cum pun carpeta pe jos? Da. Da, bravo. Oricum vreau să mulțumesc pentru toate like-urile de la ultimele episoade din club, foarte multe. Și e super. Ok, hai să începem spitalul. Vreau să-mi zici o idee de spital. O idee de spital. Ok. Vrei să fie pătrat sau? Da, cum? Păi toate spitalele sunt pătrate. Sau dreptunghiular? E că ajunge atâta. Și vrei chiar pătrat sau neapărat? Sau poate fi și dreptunghiular? Pleacă, mă, că în spital dreptunghi, unde ai văzut-o? Păi vrei să fie egal? Păi da. Păi prea mult, mă. Nu înțeleg ce vrei așa, pe ăsta nu mai e pătrat. Dar ce ăsta? Dreptunghi. Asta-l așa. N-are laturile egale, Marius. Păi nu mai contează, vreau pătrat ori dreptunghi. Păi tu ai zis că n-am mai văzut spital dreptunghiular. Să ieși eu așa la vrăjeală. În fine, oricum, hai. Mai tem de aici. Atunci. Ok, hai. Nu mai teamă, de ce mai vrei să stai? Pe ca să mai facem și noi spațiu. Și acum mai stăm să luăm toate chestiile astea? Aveam niște shears, dar sunt departe de mine. Hai că mă duc eu după ele. Ți-aduc și eu pereche de shears. E până vii tu cu ele, tai tot. Nu cred. Dacă spun. Nu știu ce să zic, dar sincer nu cred așa ceva. Mai am două blocuri și tai tot. Mă cam enervează double jump-ul ăsta, nu știu ce să zic. Pe tine, bine, nu? Bine că nu ți-ai damage măcar. Nu te enervează? Nu prea. A, bă, între toate astea am pus double jump. Întâi facem pătratul și după aia îl modificăm. Ok. Dacă tu zici, Marius, așa să fie. Bă, dai urât, mă, cu double jump. Ha, mă, zici că-s iepure. Ha, ia lâna și foi pătrat. O să vreau să scoatem chestia aia, sincer. Și ce să punem? Strength? Care nu stăm niciodată afară. Altceva, nu știu. Păi cred că astea sunt. Speed. Nu builders. Vreau speed, că n-am chef de speed pe aici mereu. Vrei speed builders? Nu. Ok. Păi și așa vrei? Să umplem cu lână până sus? Păi și ce vrei să facem cu podeaua? Vedem noi, Max, că nu facură mâncare. 6, 7, 8, vreau să fie 2 cu 2 etaje. 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dacă nu putem să facem o ușă, facem două. Pe două, da. Că altfel nu avem cum. Păi e bine, păi e bine și cu două. Pe două uși sunt la spital. Da. Două uși. Nu încape targa, Max. Dacă te iau cu targa, nu încape. Ai dreptate aici. Ar trebui și ieșire. Păi nu facem geamuri. În cazul te iau cu targa. Fii atent, vreau să avem geamuri. Păi nu facem acum. Vreau să aibă geamuri albastre. De unde facem răzi de albastru? Nu știu de unde. Ok, mă duc să dorm, Marius, pentru că nu-mi place să lucrez pe noaptea asta, că vin mob și creeperi, mai ales în deșert. Așteaptă-mă. La ce zi albastru? De la lazuli, cred că. Ai dreptate. Avem o grămadă. Ok, hai că dorm. Parcă am un corn aici în păr. Nu știu dacă observă cineva, însă părul meu are corn. Ce părere ai de asta, Marius? Părul tău mereu arată destul de bine. Mersi frumos. Ca să nu zic ceva. Nu știu ce vrei să spui cu asta. Unde am lazuli? Că nu sunt sigur dacă putem da, să colorăm. Da, poți o șapcă. Am mai purtat de mult șapca, Marius. Nu fi rău. Ce mărșav e Marius ăsta. Face glume pe seama mea. Bă, Max, dacă nu glumim, ne plictisim și adormim. Nu adormim. Am mai găsit un stack de ul aici. Adormim, dar e decât 3.50. Nu contează, Marius, că e 3.50. Trebuie să-ți trăiești viața. Ce faci, mă? Muncă nasul rău. Așa mi-a zis cineva, nu contează, Max, că filmezi la 6 dimineața, măcar îți trăiești viața. Ce râzi, mă, așa? Mi se pare, nu știu, prea tare ce a zis. De ce? Îți trăiești viața. Păi nu? Păi tu ți-ai trăit ieri viața, Max, dar ai dormit 15 ore. 15 ore am dormit ieri? Unde ai fost? Ai plecat în somn undeva? Vacanță? Am dormit mult, am recuperat. Bă, eu nu mai am lână, adu lână încoa. Am eu lână, dar eu mă duc să fac rost de niște căul să prăzesc niște ul. Chiar vreau niște ul prăjit, așa că... Bă, nasul, Max, mă, bă, n-ai? Niște mă sen, nasul, niște... La pariu, nu mai ba la pariu. De ce? Păi, ci că pierzi. Ei bătaie. Mai adevărată. Ok, hai că am pus ăsta la prăjit și acum vin. Faza e că nu sunt sigur dacă lapis lazuli e colorant. Tu ce zici? Ba da. Ești tu asta?
Așa cred. Așa cred și eu, că roșu nu e la Redstone. Altfel nu există alt albastru. Poate sunt flori albastre, dar... N-am văzut niciodată. Nu sunt sigur oricum. Păi da, dar vreau să facem multe geamuri, că nu-mi place fără geamuri. Le facem, dar nu făcură în spital în sus. Ok, și ce vreau să faci tu? Eu mă ocup de spital. Vreau să faci podeaua. Să spargi. Spargem podeaua, că te trebuie să faci spitalul. Spargem podeaua. Păi podeaua 30 de secunde mi-a să dau cu lopata. Păi dai. Câte de astea vrei să facem în sus? Multe. Cât avem lână maxim. Cu acoperișul putem să-l facem și cu... Cu negru parcă ai zis că vrei. Am zis, dar nu cred că ne ajunge. Păi, n-ai prea găsit negru să facem multe oi negre, deși nu probabil asta o să facem. Ok. Ideea e că o să trebuiască să stăm mult AFK pe server, Marius, să facem un level. Se înceantăm multe max chestii. În sus, câte stack-uri mai? 6. Ok, bine. Nu mai găsesc lopezi. Atât zic eu, astea două și atât. Nu mai trebuie. Cât de mult mă vrei să faci? Ce să facem atâta? Mai înalt, un pic. Nu mai înalt. Încă una peste alea. Păi vine și acoperiș, Marius. Păi acoperișul nu-l facem. Păi ce faci acoperiș ca de casă? Că spitalul n-are acoperiș. Nu de ăla, facem un acoperiș așa cu negru un pic. Nu? Dar n-avem negru. Ar trebui face cu albastru, cu altceva. Ce culoare avem? Facem rost de negru. Omorâm squiduri. Ok, vrei încă unul pe lângă ăsta? Păi e prea înalt, mi se pare. Încă unul. Nu ți se pare prea înalt? Nu. Ok, dacă zici tu, Marius, așa să fie. Facem un spital, v-am zis. Vrem uneori să ne vindecăm de probleme. Bă, spitalul e formal. Adică, na. Știu ce zici, Marius, dar totuși așa trebuie să aibă și un rost pentru noi. Vrei să fac și tavanul să umplu cu ăsta? Eu nu cred că trebuie să umpli cu lână tavanul. De ce? Cu altă culoare. Poți să umpli cu orice culoare, că nu se vede oricum, niciodată. Cu cobblestone? Mhm. Ai, poate cu stone de la. De la altul. Cu stone simplu? Mhm, ai de la? Simplu, da. Mă duc acum după el. Dacă n-avem stack-uri multe, degeaba. Mai bine facem cu cobblestone. Avem multe. Cu cărămidă trebuie să facem. Nu mă, nu, cărămidă, peste tot folosim cărămidă, nu-mi place. Și dacă nu vedeți, am făcut beacon mov, îmi place mult să se asortează bine cu geamurile alea. Chiar îmi place chestia asta, nu știu, Marius, tu ce părere ai, ce părere ai? Părere extrem de bună și periculoasă. Ok. Duc acum să fac rost de piatra aia. Avem aici la oi, Marius, trebuie să le mai mulțim. Deci vrei piatră, nu? Da. Mamă, cât avem. Era indicat de făcut cu negru, dar nu mai stăm acum. Să vă plictisim. Păi tu vrei să facem acoperișul sau tavanul? Păi acoperișul puteam să facem de helicopter pe aia. Nu mă, nu. Dacă luăm negru, dacă mă aștepți pe mine, faci la spital și mă un negru dacă vrei. Nu facem cu de helicopter, ești nebun. Am eu looting, dacă vrei mă și eu. Squiduri. Nu prea merită să faci cu un helicopter. Arată mișto. Păi facem cu stone, că e tot un fel de negru, am putea zice. Facem cu obsidian, că e tot un fel de negru, am putea zice. Avem obsidian. Fac cu stone, mă. Uite, mă, squiduri, ia să vedem, îmi dă vreo 200. 1. 1. Da. Și am looting. Da. Pun stone. Pune stone, Max. Pe oricum facem tavanul cu stone, acoperișul nu știu momentan. Lumea tot ne sugerează să facem skin-urile, dar skin-urile sunt destul de grele de făcut, adică da. Da, super greu de făcut. Oricum, să mai oprești un stack de lână. De ce? Trebuie să facem plusul ăla. Am, mai mult chiar. Ok, Marius, mă plictise să umplu tot asta. Păi nu mai umpli, las că umplu. Păi până vii tu aici să umpli. Până faci tu liniuțe de astea peste tot. Știu ce zici, dar trebuie, dacă vrem să facem ceva serios, nu? Păi da. Ce faci, mă, cu apa aia? Ce crezi că fac? Urci aici la mine? Ștărție prostire. Am și greșit mult. Nu știu dacă mai ajungem. Asta e ok, nu contează. Aș vrea să zic noua veste. Sunt vegetarian de a patra zi asta. Hai, mă, Max, da să vrăjeala.
E a patra zi. Că nu o să fii de vegetarian vreodată. De ce zici asta? Păi nu cred eu și nu mi se pare o idee prea bună. De ce nu? Dacă Dumnezeu a lăsat să mănânci oamenii carnea cum tu vrei să modifici. Păi n-a lăsat Dumnezeu. N-a lăsat, nu? Dar de unde știi? Păi așa știu, dacă a lăsat găini și restul. Păi poate nu le-a lăsat să trăiască și ele. Păi să-i lase să mâncă, o să mănânci omul iarbă. De ce nu mănâncă omul iarbă? Păi așa s-a obișnuit Marius. Lasă-mă, Max. Înțelegi? Dar nu-i vorba. Cu stereotipurile tale. Mă simte mai bine. Înțelegi? Dacă tu te simți mai bine, ai altă treabă, dar... Acoperișul facem din cobblestone, vreau eu. Pentru mine o zi în care vreau acoperiș din cobblestone. Pentru mine o zi în care mă abțin de la ceva e o zi pierdută. Nu-mi place ce zici. Așa e, sau într-o zi în care trebuie să mă trezesc să mă culc de vreme. Vreau așa să trăiesc la maxim eu. Rebel. Așa vreau și eu, dar ce acoperiș faci, mă? Din cobblestone vreau. Păi tu ai mai văzut acoperiș la spital? Da, mă, da. Dar nu o să fie acoperiș din ăla ca la casă, o să fie doar așa. Mă lași să-ți arăt cum se face treaba? Zici că e o găleată. Căzui. Mamă, cum e înăuntru. Ha, mă, că o să arate bine acoperișul. Dar fă-i geamurile. Și vezi, nu-i facem geamuri, cum îmi place fără. Eu pus să iei la prăjit dacă te interesează, Max, că nu știu dacă să fac singure. Ce? Geamurile, ai tu geamuri. Am pus eu la prăjit geamuri, jos. Și-o pusei sus. Bun, și am revenit. Marius, din păcate, e atât de nebun încât și-a lăsat facecam-ul să fie blocat pe ecran. Ne-am dat seama după 10 minute, așa că am filmat 10 minute degeaba. Eu sunt nebun, mă? Da. Facecam-ul e nebun, nu? Vezi, Marius? Hai că am flori, 12. Nu mai da vina pe facecam. Asta nu contează, o să trebuiască să stau acum la randa, Marius, 10 ore. Nu știu dacă o să... Hai, frate, că stai la randa 10 ore. Nu știu dacă o să-l punem la 7, nu știu. De repede randează. Nu, ori 7, ori 10, ori tot aia e. Ai dreptate aici? Acum cu școala. Nu e adevărat că unii se trezesc înainte, înțelegi? Mm-hmm. Oricum, eu vreau să fac toate geamurile astea aici. Deci, Marius, eu credeam că o să avem un jumătate de oră episod, dar avem 15 minute. Ok. Mulțumim, Marius, pentru asta. Dacă n-am văzut, asta. Okay. Dacă n-aveam două monitoare, ce te mai făceai? Nu știu ce să zic, dar cine nu mai are două monitoare în ziua de azi? Mulți oameni. Da, mă, dar YouTuber e așa profesional ca tine, Marius. Eu nu sunt profesionist, amator. Pleacă, mă. Tu ești profesionist, Max. Păi, aici ai dreptate, dar... Hai că ți-a dus ei roșu. E foarte greu de găsit, nu e așa. E foarte greu pentru că l-am luat noi pe tot, de-aia e foarte greu. Și dacă cred că spamezi bombido. Eu vreau să pun toate geamurile astea aici, dar e destul de greu, sincer. Trebuie să le punem până sus. Ia-ți roșu. Domnule, v-am adus roșu. Am roșu. Poftiți, vă rog. Ok. Mersi. Doar 20? Atât? Mai găsești tu mai multe. Aș găsi, da. Dacă te las 20 de minute, nu găsești mai multe de 20. Ba da. Pe unde te ducea? În partea opusă. Te văd să iau deja acolo, Max. Sau aș lua bone meal și aș crește. Păi dar trebuie să spargi toată iarba. Nu. Mai bine mă duc și caut câte una. Ok, Marius. Oricum o să trebuiască să... randez aici o oră. Aia, se mai întâmplă. Nu randez o oră, 20 de minute maxim. Așa. Te-ai obișnuit așa, Max, să nu mai randezi tu. Da. Tu nu mai ești youtuberul ce erai o dată, Max. Nu merită să randezi în România. Stau să randez un episod. Hai că și editez, să zic. Uh-huh. Și după aia îmi zice lumea, Max, dar tu nu pui 5 clipuri pe zi. Înțelegi? Uh-huh. Așa că de ce aștea? Păi și eu am editat la un videoclip de GTA. Lumea vede calitatea în România. Cantitatea. Dacă da. Pui multe... Mamă, ce youtuber bun ești, Max, că pui 50 de clipuri. Așa că mai bine pun 50 de clipuri să-mi zică lumea asta, că altfel nu-mi zice. Înțelegi? Mhm. Aia e, Marius. Mă uit la unii din alte țări, un episod pe săptămână. Așa. Și editează mult, mult, mult. Aș vrea și eu așa, dar n-am cum în România, din păcate. Max, am un cadou pentru tine. Ia, ce cadou ai? Dar mult vreau să-l dau, dar acum cred că e momentul. Ia. Mi-a dat și lumea mail că se apropie ziua ta.
Așa, pe nu se apropie. Sau ceva de genul, că faci 3 ani de vlog sau ceva de genul. Pff, mai sunt câteva luni până atunci. Și să-ți facem un cadou. Ce asta cadou? E cadou. Nu trebuia să spun asta, dar... Uite cadou, vină aici. Stai puțin. Care e cadou? Hai, vină cu a, vină jos. Care e cadou? Chide ochii? I-am închis. Poți deschid? Da. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani... Potion of Healing? Da. Păi de unde ai tu așa ceva? Păi omori o vrăjitoare și mete. Păi pentru atât? Asta e cadou, Max. E pași 3 ani de vlog. Dă-mi, te rog, geamurile. Nici nu-ți mulțumesc, Marius. Sunt foarte... De ce, mă, Potion of Healing în caz că mori? Nu știu ce să zic. Mi se pare așa un cadou din ăsta la mișto. Nu e, mă, la mișto. Potion of Healing. Tu dacă mi-ai dat mie un Potion of Healing, ia și foarte emoționat. Pleacă-mă de aici. Și cântai, Max, ce mai vrei? A făcut o prostie mare. Ce făcuși? Nu trebuie lapis, nu știu dacă mai avem lapis. Am eu. Am făcut cu lapisul lână. Am făcut lână albastră, înțelegi? Și nu, nu puțină, am făcut multă rău. Mai e peste tot lapis, am mai luat eu mult. Ok, asta e bine, oricum lapis ne-a puțin pentru lână geamă. Să mai fie. Este lână. Bă, dar sar, bă, e enervant ăsta. Că zis să-și. Eu am gaură. Îți zis să-i, scuze. Dacă vrei, mă o să scot. Nu, las că scoatem din episoadele următoare. Acum las la 6, avem un episod cu iepure. Style, înțelegi? Să-și dăm blana mie, că pune pe jos dacă nu să-și. Ce blană pe jos? Blana. Nu punem blană pe jos. Păi tu poți să-și blană pe jos. Blem pe jos. Păi ăla e blana. Ce blană? Plank se numește și plank înseamnă blană. Pe bune, cum să însemne blană? Așa înseamnă plank. Nu cred. Dacă spun. Dar ce înseamnă plank? Nu știu, dar blană, lem, blană. Da, blană. A, blană, știi ce înseamnă blana? Ce înseamnă? E partea aia din lemn, tăiată. A, eu n-am auzit linie. De termenul ăsta, îmi pare rău, Marius. Uite, asta e blana, exact asta ce e aici. N-am auzit de termenul ăsta, înțelegi? Păi auzi dacă e blana melodia asta. Am auzit. Sau blană de urs. A, da, e toate aici. Stai, blană. Sau blană de om. Am auzit și de asta. Sau dă-te în blana mea. Am auzit și de asta, Marius. Ce ușă vrei să facem? Ia, că-s curios. Bă, aici e cam greu. Ușa. Vreau să alegi o ușă mișto. Dacă era ușă din geam, era mai mișto. Nu este. Ce ușă să facem, mă, mâncați așa? Pe la mă gândesc și eu ce ușă. Dacă îmi zici o idee mișto, îți fac un cadou. O Potion of Healing. Nu altceva. Bă, Maxim, după ce că e prima oară când vezi Potion of Healing în seria asta. Am mai văzut. În seria asta? Asta nu, dar... Păi vezi, ăsta e da cadou. Ia mă, mai merg astea, ai Offender. Păi nu le folosi. Ne trebuie pentru chest. Hai că-l puse înapoi. Pentru Ender chest. Noi n-avem Ender chest. În episodul 44, Marius, mi-a zis cineva în comentarii. Cred că o să facem un episod în care ne mai facem... Mai n-aveți Ender chest-uri. Ne facem un 10 Ender chest-uri. Mai n-aveți Ender chest-uri, sunteți episodul 44. Așa mi-a zis cineva, Marius. Păi și ce facem cu Ender chest-uri? Păi e bun, dacă eu mă duc în cealaltă parte a mapei și vreau să-ți dau ție ceva. De fapt, Ender chest-urile diferă de la om la om. Ce idee, Max, și tu. La dreptate aici că am avut o idee destul de proastă. Poate m-a ajuns cu geamurile. Păi nu mai am niciun geam. Nu, să-mi dai geamuri, să faci. Ia. Vreau să terminăm geamurile, păi să punem semnul. Dacă făceai tu găurile, le puneam geamurile, dar nu făcut atâta găuri. Vreau să punem geamurile, să punem semnul roșu, atâta. Și mai punem podeaua și... Podeaua punem la tine. Tot terminăm la tine, că nu o să mai avem timp să terminăm tot la mine, din păcate. Deci mi-aș dori asta, Marius, dar n-avem cum să facem episod de două. Și la mine facem un Ender Chest. E cremul. Ne trebuie obsidian. De fapt, las că fac eu. Mă duc eu după obsidian, Marius, nu-ți fă griji.
Ei. Nu e bine. Greșești, samba, piciorul. Da. Bă, Max, de ce greșești, mă? Pune o torță aici. Pusă și torță? Nu. Mamă, ce lumine. Păi tu ai scris texture pe șmecher. Nu mai am ăla, am schimbat. Am altul mai șmecher acum, numai că nu e luminat. Doamne, ce frumos e textura asta. Ce frumos e textura. Ce frumoasă e textura pe care am acolo. E o problemă cam mare, dar n-avem cum să reparăm. Deci cu o fată să-i zici. Hai să arăt. Ce? Aici ai unul și aici ai două, dar n-ai cum să faci asta. Lasă-l așa. Așa lăsăm, că oricum o să fie etaje și nu o să-și dea nimeni seama. Doar noi și doar noi și abonații ne dă seama. Acum zic. Când ești pe o fată, îi zici, ce frumos ești. Ok. Și îți dă una peste parbriz. Parbriz? Pe eu n-am mașină, mai ales. Peste față, adică. Ok. Bă, da, frumos e spitalul ăsta. Spitalul nou. Te cazezi pe tine aici la nebuni. Pleacă, mă, Daci. Ar merge. Ok, hai că aproape termin geamurile. Și semnul roșu trebuie să fie un plus sau? Un plus. Pe ce suntem? Crucea roșie? Păi așa e la spital plus. Bă, deci la mine, în fiecare an, trebuie să dăm pentru Crucea Roșie 2 lei. Nu că ar fi o problemă. Crucea Roșie e o fundație de asta, de o ce ajută. Ce ajută bolnavii. Eu nu prea am auzit că ajută pe cineva Crucea Roșie. Bă, da, tu știi cum te obligă? Mm-hmm. Nu că ar fi rău, că e ok inițiativa, da. Eu nu cred că de la cineva ceva. Ba, da, prefer da. Să le dai tu, mai bine le dai tu. E și tombolă, Marius. Ai auzit tu că a dat la cineva Crucea Roșie, a făcut aia? Da, de multe ori. N-am auzit. Păi tu nu prea te uiți la știri cu Crucea Roșie, Marius. Și tu cauți pe Google știri cu Crucea Roșie? Nu, da, văd fără să vreau. Mamă, ce frumoase storțele astea puse pe aici. Ok, Marius. Mamă, arată mișto rău, bestial. Știi cum arată? Super șmecher. Bestial. Pe acolo. Bă, dar n-avem... Aici e doar jump boost, ești de bun? N-avem speed aici. N-avem speed, doar jump boost. Păi tu ai pus jump boost în loc de speed? Da. Bă, da, deștept ești. Păi nu-mi place speed, să mi se vadă urât. Și ce? Tu nu vezi ce urât e? Să mi se vadă urât rău. Zi-mă, cum, unde vei să facem semnul roșu? În mijlocul spitalului. Eu am pus jump. Păi nu, acolo mă, sus pe stel. A, acolo? Mhm. Na, aici trebuie, pe alb. Nu mă, acolo. Pe alb, mă. Nu-mi place acolo, că stricăm tot spitalul. Păi vrei sus? Păi sus. Parcă văd că vrei să scriem și Crucea Roșie. Nu vreau să scriu, că nu sunt, sunt anti, eu. Anti Crucea Roșie? Păi nu consider că fac nimic. Ori n-am văzut eu, ori nu fac nimic. Ce prostii vorbești, Marius. Ok, eu n-am văzut că fac nimic. Ok, vezi că-l fac eu cum știu. Și eu pot să-mi fac fundație și na. Dă-te. Fundație faci, non-profit. Îți faci fundație la casă, tu, atâta. Parcă și văd, Crucea Roșie. Fundație non-profit. Dacă mă, că au fost de multe ori ajutat bolnavi. Mamă, uită-te. Gata, Max. Spitalul. Bun, o să încheiem aici acest episod. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like. Am fost Max alături de faimosul și prea fericitul X-Lader. Salutare. Apăsați butonul de like. Ne vedem data viitoare. Pa, pa. Pa, pa.